Da. Vreau să vă dau demisia când? Da, în seara asta sau mâine dimineață. Și nu vă mai întâlniți mâine? Aveați programul important. Da, domnul vicepreședinte Stănescu, pe ea program. Deci domnul... Nu, n-am reușit să pierd susținerea partidului. Este susținerea partidului. Partidul a hotărât că e nevoie de un alt guvern, cu alt tip de abordare. De ce? Ce-ați făcut dumneavoastră greșit? Tot timpul este loc de mai bine. Vă aștept. Eu nu am dorit să rup partidul. Totuși, reproșurile au fost la adresa dumneavoastră. Domnule, perfect, poate am și eu vina mea. Așa a hotărât partidul, așa cum am spus la început, îmi asum, tot CEX-ul m-a numit, CEX-ul a spus că e loc de mai bine. Nu trebuia să plece mai bine doamna Carmen Dan? Stimată doamnă, stimată doamnă, haideți. Ce vă reproșați, domnule premier? Eu reproșesc că n-am făcut mai mulți kilometri de autostradă, n-am pus mai multe spitale, dar vedeți, astăzi am avut un eveniment fericit, o investiție de 500 de milioane aproape, Uipul pentru Brașov, Ploiești, așa cum am promis. Plec cu fruntea sus, n-am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernamentală. Unde vă vedeți locul în PSD? Sunt vicepreședinte și înțeleg că locul nu este amenințat, dacă aveți dumneavoastră alte informații. V-am întrebat pe dumneavoastră. Acum e bună. Acum e una bună? Acum e cea mai bună. Dar bună acum cum a fost? Tensionată, că asta e. Dar de ce? Mă lăsați să cobor și eu, vă rog frumos. Mergeți la Palatul Victoria să faceți declarații de acolo? Nu, merg la Palatul Victoria să-mi iau și lucrurile de acolo. Eliberație, biroul. Nu voi asigura interimatul. Ați vorbit cu președintele Claus Iohannis sau când veți avea această discuție? Acum voi vorbi.